Cei aproximativ 3200 de candidați la admiterea la liceu de anul acesta au avut disponibile circa 2000 de locuri în instituțiile preuniversitare din județ, o parte dintre elevii care au terminat clasa 8-a optând pentru licee din capitală. Pentru cei care nu au obținut un loc în prima sesiune, mai sunt disponibile circa 7% din totalul locurilor anunțate de Inspectoratul Școlar Județean, numeric fiind vorba de 136. Cele mai multe dintre acestea, 68, sunt la grupul școlar Miron Nicolescu, unitate de învățământ unde s-a înregistrat recordul negativ ca niciun elev să nu promoveze examenul de bacalaureat. Acestea sunt împărțite pe 4 specializări: protecția mediului, industria alimentară, mecanică și electromecanică. 30 de locuri sunt valabile la grupul școlar naval Viceamiral Ioan Bălănescu, la specializările electromecanică și electrică. 19 locuri sunt disponibile la liceul tehnologic, la construcții, instalații și lucrări publice și la clasa de mecanică. 12 sunt libere la grupul școlar din Hotarele, 3 la liceul Nicolae Cartojan și câte unul la grupul școlar agricol și la Colegiul Național Ion Maiorescu.